Hei, salutare băieți, pe harilor și bine la un nou episod. Eu sunt Cristi și astăzi vom face episodul 8 din Road to the Glory. Avem o grămadă de bani, așa că o să ne luăm un star la echipă, un capitan, un număr 10 sau un 7. Avem și manșa a doua din cupa noastră cu Chievo. Nu știu pe ce loc sunt campionat, pentru că mai mult am dat quit. Dar scuzați-mi pentru că nu o să mai fac asta. Pentru că am vrut să-mi fac bani să iau un star, un atacant, așa că... Boșilor, cum să vă spun eu... v-aș ruga să apăsați butonul de like. 20 de like-uri, 25, și facem și episodul nou, așa că apăsați butonul de like. M-ar ajuta foarte mult, așa că hai să începem cariera. Jucăm cu 3 stare jumate, cum puteți... Am 1 milion... 300 de bănuți. Unul trei antenă și am un chin. Bă, ăsta e foarte bun, numai că vreau să iau un star, să știți, un star. Staruțul. Înainte să luăm starul, hai să jucăm primul match. Capitan l-am pus pe McTominay pentru că e foarte bun. Am jucat un match cu McTominay acesta. L-am pus așa, făcut așa. Bă, McTominay, 4 goluri, dar bă, să știți că McTominay e foarte bun. Așa că l-am pus pe el capitan, că îmi place foarte mult. Facem așa. Și... bunu, așa. Rămânem așa. Așa că apăsați butonul de like, m-ar ajuta foarte mult. Hai să începem primul match. Să începem. Nu știu, să știți că o să puse și pe... Cristi Gaming, dar m-am gândit la o serie sau la un episod. O să fac Brawl Stars, dar o să vedem asta. Hai să începem. Hai, murăi! Ușor, bine. Murăi, McTominay. Hai, bă, Tommy! Jucăm cu 3 stele jumate, nu jucăm cu... Da, bravo, Tommy. Tommy, Chalhanoglu, mai departe Zwift, un Gregor, Zwift, în partea cealaltă Zwift turcă, Zwift, mijlocul cu Tommy, mai departe lui Murray, pregătește centrarea foarte bună, iasă portarul lui Chievo și Tommy la început șutează și este pe lângă poartă. Hai. Mi-a spus cineva în comentarii să pasez mai mult, asta să fac more. Sanabria, gol! Antonio, Sanabria! Al patrulea gol și îl egalează pe Tominay. Bine, bă, Sanabria. Zwift, hai bă, Zwift, bă. Recuperez-mi, Gregor. Bine, mâncă. Gregor. Prea lent. Băga mea, și prea lent. Bine, Katic greșește și Keita recuperează. Oh. Bravo, bă, Keita are acceleration foarte bun. Uitați pe Keita cum merge singur. Keita. Linsai. O să luăm și un portar. Următorul traseu să fie un portar. Katic. Mai departe lui Sanabria. Urcă singur. Are culoar. Sanabria. Golazo. Sanabria! Băi, la derbe. Dublă lui Sanabria! 6 goluri! Hai, Zwift! Zwift recuperează! Și este final de prima repriză! Este 2-0 la pauză! John, hâți, Johnule! Să știți că facem și partea din hâți! Am făcut 25 de like-uri! Da, o să facem în zilele astea! Sâmbătă o să apară niște videouri fenomenale, vloguri, tot ce vreți voi, live-uri! Live-uri pe Google, nebunii, McTominay. Să mergem mai repede spre 500, că aș vrea foarte mult să fac 500 de abonați, jumate de un cap, bine, Murai,
Eu não vou deixar essa abrir a cara e placa, Keita. Ai, Keita. Keita, recuperiaza, Keita. Mijlocu, Chalhanoglu, Lindsay, mai departe, un Gregor. Din nou Lindsay. Lindsay schimbă cu Zwift. Hai, bă, Zwift. Hai. Bine, Chalhanoglu. Hai. Mor, prea lungă pasă spre Murai. Hai, Tomi, hai. O să aleg și eu capitanul, o să las în comentarii ce jucător vă place și o să aleg capitanul ales de voi. Keita, bă, foarte bine Keita ăsta. Îl lansează pe Antonio Sanabria, întorce. Și intră în fața porții, gol! Chalhanoglu! Hakan Chalhanoglu face 3-0. Centrare foarte bună lui Sanabria. Jucătorul momentului, iasă pe Lisandro Stepanski. Mai facem și noi schimbare la mijlocul terenului, înlocuim. Îl punem pe James White, îl lasăm Gregor și intră și James. Înlocuiește pe Murai. Două schimbări, 71. Așa că o să apară și niște vloguri. Mâine cred că apar un smash-or pe azi, nu știu. O să-l fac singur pentru că n-am cu cine. Bine, Hakan. Swift. Sanabria. Sanabria. Bă, am vrut să o fac, să o dau la poartă. Vreau să încerc și eu șuturi de depărtare, să știți. Corner. Hai, Cati, ce rândul tău să dai gol. Bă, Cati, și mereu din corner. Gol. Hai să vedem acum pe Cati. James Sanabria, gol. Hat-trick. Sanabria. Am dat colțul scurt. James o dat cu capul și Sanabria face 4-0. 4-0 cu Chievo, scor de neprezentare. O să-mi pui și în roatul de glorie în facecam, dar acum sunt 4 și este noapte. O să-mi pui când o să fie mai zuă și o să fac episod așa mai când sunt pe scaunul meu de gaming. Așa că sunt în pat pentru că nu pot să-mi pui facecam în pat. Ar arăta groaznic. Chalhanoglu. Sanabria. Centrează cu exteriorul. Este mor acolo. Bine, mor. Mor centrează din nou. Sanabria face 4 goluri și la e fenomenal. Și este final de meci, câștigăm cu 4-0. O meciului ca de obicei. Antonio Sanabria. Hai să vedem ce jucători putem lua. Hat-trick Sanabria. Avem cu Lille. Nu vreau să aștept, avem următorul cu Vigan. Ne trebuie Golovin. Fischer, Alvaro Medran, Gideon, Odegaard, Mihai Pintili, anche Carlos Fortes. Jesus Fortes, anche Carlos Fortes. Vreți să știți de unde îmi fac eu bani? Dau tot la bonus aici 30 și de bani. Așa fac eu banii, dar este corect pentru că nu fac ceva hack. Chamberlain, Sidibe, ce fain arată jucătorul ăsta. Traore, Ruben Semedo la fel. Neto, Băboș, Soki. Nu știu ce jucător să iau pentru că n-am un atacant. Neapărat atacant îmi trebuie, așa că îmi pare rău, dar o să-l simulez. Când mă bate 3-0 și o să promit că o să rămână această legă la fucking atacant. Avem. Da, Depay, Memphis Depay.
Ultimul atac de bonus, da. Mi-aș place mai mult un Perisic, da, 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 da. Sunt un jucător aș mai știu de la Iași. Kostiak, îl știu că fost la Manchester United. Da, păi, mai n-am mec. Așa că nu știu ce jucător să iau pentru că mai dau dată, îmi pare rău, boșilor. În cupă nu, am crezut că avem în cupă, pentru că nu dăm, pentru că vreau să iau cupa neapărat. Am luat, scuzați, avem în cupă cu... Păi de ne trebuie neapărat un mid-defense, what? Nimic, nu știu, că noi nu trebuie un atacant, ce what? Bun, n-avem nici atacant de asta, să nu spui că n-am. Zapada? Bă, să luăm pe Zapata ăsta. Duvan Zapata. 7-7 o veni. Ce spune și ce spuneți, John? Florentin Pogba? Mario Vegheiraș. Văd la CFR Cluj. Banana! Bă, îmi pare rău, dar... Nu știu ce să fac. Avem și cu Sevilla. N-am ce face, că n-am un atacant bun. Samu Castillejo. E prea, nu arată bine față, nu-mi place fața. Jucăm cu aproape 5 stele. Hai să jucăm, să vedem ce ne iasem. Echipa noastră să jucăm cu Stockton și Evito. Hai să dăm pentru play. Al doilea meci de astăzi cu Sevilla. Și după luăm un jucător, orice ar fi. Sau dacă nu luăm mâine, hai să vedem. Ai zis-o bine. Echipa lui Silva, Benyender, Sarabia, Vidal. Ce echipă bună, la portarul ei, iar așa. Și echipa noastră clasică, să ne-am restat, când cel care vă Gregor, Tomina, Keita, Kati, Jilinse și Evmito. Și hai să câștigăm și meciul acesta. Oh, greu cu Sevilla, aproape 5 stele. Sper să-i bat. Bine, Gregor. Mai departe lui Stockton. Trebuie să joc neapărat pase pentru că ăștia-s buni. Bine, Lisoi. Mijlocul. Gregor. Stockton. Stockton. Stockton trece. Stockton trece. Stockton trece. Stockton dă-n portar. Incredibil. Și un Ctominai șutează bară. Bară transversală Ctominai. Bine, Tomi. Bine, bun șutul lui Tomi. Mi-a plăcut șutul. Pressing, pressing, pressing. Hai să luăm pe Tomi care recuperează foarte bine. Tominai, Tominai schimbă lui Stockton. Bă, cred că l-aș lege mai mult pe Stockton în loc de Mor. Stockton centrează foarte bine, vine aici Murai. Murai scoate Hakan Çalhanoğlu. Scoate în spate Murai. Gol! Murai, 1-0 pentru Forest Green în cupă cu Sevilla. Bun șutul lui Murai și se deschide scorul aici pe Olimp, nu, ce Olimpico, nu s-a întreagă bine, nici cam nu. Vanda Metropolitano, e stadionul lui Atletico Madrid și a lui, nu știu ce stadion are Sevilla, spana, Spania, na. Zvift, Gregor gol, fenomenal, golul lui Gregor, bă, Gregor dă un gol pe sezon, bă, Gregor dă unul sau două goluri pe sezon, dar când dă gol, e fenomenal, și cu Paris a dat unul bară gol și ăsta este fenomenal, iarăși, sub vinc lui, o bagă lui Vaclic și face 2-0. Suntem din ce în ce mai aproape spre cupă, la nu știu următorul ce să fie. Avem cu o echipă, cred că, extra tare, Barcelona, Real, Atletico. Bine, bă, Evmitov! Evmitov scoate perfect, o să fie rezerva lui portarul pe care o să-l ne-am în planul Alisson. Puteți să-l iau pe Alisson azi dimineață, pentru că am avut bani pentru el, 1300, dar am vrut să iau pe episod. Stockton și nu-mi trebuie portar. Hai, bă, Stockton. Dai, ai încercat, nu-i nimic. 41 minute, bă, vedeți, joc cu pase. Mai am întreg să mă duc cu un jucător până în poartă și să dau gol.
Hai, Tommy, bravo, nu-i nimic, hai. Benieder, Benieder, Keita. Keita! Wow, Tangling, nu-l apucă. Hai să-l pe Katic, Katic! Foarte bine. Çalhanoğlu. Evmitov degajează spre Stockton. Și este final de prima repriză, 2-0 după golurile lui Murray și golul lui McGregor. Asta e reclamă. Reclamă îmi dă peste tot. Hai să începem și a doua repriză aici pe... Bă, noi spunem Arena Națională. Bă. Pe Wanda Metropolitanu Murray. Stockton. Zwift. Zwift. Din nou Stockton. Ai. Bă, pe Sara nu l-am văzut deloc la minge. Murray. Çalhanoğlu. Tommy. 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 Apără, va click și este offside. Waclic degajează spre Ben Yedder. Este bine Katic. În sfârșit îl vedem și pe Sanabria care eșuează mingea asta. Sanabria, bă, nu este ziua lui Sanabria astăzi. Bine Çalhanoğlu, este ziua lui Çalhanoğlu. Oh. Wow. Çalhanoğlu, scheme fenomenale. Keita, șut pe portă și prinde Waclic. Degajează spre Ben Yedder. Katic din nou cu capul. Sanabria. Am nevoie de sprintul lui. Ce sprintare. Ce sprintare. Sanabria. Upside din nou. Upside la Sanabria. Bă, hai să scoatem. Să încercăm o variantă pentru noi. Facem așa. 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 Și vine... Și aici îl punem pe... Jamie, mă rog, pe... Unde e? Pe Jamie. Da, bun. Facem prima schimbare. Use White în locul lui. Bine, Tommy. Çalhanoğlu, cred că este omul match-ului. După el, Tommy. Oh, foul. Tommy faultează. Lasă Antonio să ne aprinde între Morgan și White. Bine, băi, Tommy și Murray pleacă pe contraatac. Murray pleacă. Singur Murray are culoar. Fața porții, Zwift. Offside. Pot să cred, offside. Vedeam să vă aclic. Hai bă, Jibs White, bă, mai cu viață. Hai să vedem pe McGregor, care faultează, avantaj. Chestia avantaj. Și Keita recuperează și dă lui Çalhanoğlu, care Çalhanoğlu pune pe contraatac pe Murray. Și este full time, câștigăm. Murray omul meciului. Da, Murray omul meritat. Următorul meci cu Everton, dar nu cred că este cu Everton. Du-te, omule. No, du-te, frate. Mi-a dat secret player. Dăm secret player. Bă, dacă-i mijlocaș, ce dracu fac? Haide, capul meu. Hai că dăm 300 sau 400. Boșilor, revenim după reclama aceasta. Am revenit cu 1400 de bănuți. Mai dăm un... Un refresh. Play. Sper, domne, să ne pici un atacant bun. Sper. Luăm bătaia, nu știu, pe ultimul loc, aproape. Hai, să le uităm. Carlos Bacca, Adrian Ramos, Shaqiri, Bernardeschi, Acuna, Pogba, Snecker, Paulson, Pepe, Johnule, Hâț, nu știu ce jucător să luăm.
NUSH, NUSH, nu știu ce jucător să luăm. Pum, pum, pum. Baca. Dăm secret player 1475. Hai să facem niște bani. Revenim. Din păcate, mi s-a oprit să și am 1443. Așa că nu pot să dau la secret player. Din păcate. Hai să luăm pe proba. Da, da, mâne, mâne. Wicked to best. Williams, Cavani, Pepe, Suarez, Tehia. Hai să căutăm un atacant. Am dat 50 de bonus pentru asta, așa că mi-l dă pe Giro de 90, pe Mertens de 93, pe Mers, n-am atâția bani. Tu te băgi, unde de eu 150? Ce să fac? Pam, 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 pam. Nu are nici. Bă, vă arată surpriză. Cine credeți că este în joc? Alexandru Mitriță. Mai dăm un dat refresh pentru ultima dată. Dacă nu-i pică niciun jucător bun, o să luăm data viitoare. Acum, de chiar că sunt pe ultimul loc. Cu Chelsea. Ai nebun la cap cu Chelsea. Avem jucătorul grec. Filipe Anderson. Briand. Pe Briand l-am mai avut în PES 2000. Pardon, 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 pardon. Comaia. Bă, dacă nu luăm un mijlocaș. Dave. Sound defender. Sergio Roberto Godin. N-am bani de Godin. Să nu mă sumați în coment. Da, bă, ce cărtuță are asta. Gâcă. Chepa. Nu știu ce jucător să iau macar de era unul bun. În loc să-l putem să-l ia. Nu îmi place niciun aici. Campbell îmi place, dar... Briand, 855. Hai că semnează Briand și aducem atacant de zvârșit de 874. Briand semnează și cred că mai luăm un jucător, adică cel cu cordeluță care mi-a plăcut foarte mult. Poți să zicem ăsta, ce jucător putem lua? William putem iarăși. Adam Lang de la CFR Cluj. Dar noi mergem pe Fantachi. Da, bo. Da, bo, bă, Paulinho ăsta n-ar fi rău. Am prea mult fundaș, așa că iau un mijlocaș. Și îl mai luăm pe Paulinho, care semnează cu echipa noastră. Mi-am... Hai bă, că pot să-l luăm și pe Dabo. Îl luăm și pe Dabo pentru că îl vindem pe... Mor. Și dăm def. Trei jucători luăm cu Dabo al nostru. No, hai să vedem ce echipă vom face. Evmitov, Keita, Katic, Dabo, Tominai, Gregor. Îmi pare rob Murai. Paulinho, Calhanoglu, Zvift, Sanabria și cu Briand. Aceasta este echipa noastră, că sper să am 3 stele. Da, nu e niciun stres, aici produc bani. Așa, să-mi facem și echipa noastră, John, John, John. Vinem un mijloc, să putem să luăm un oricum atacant de rezervă. Hai să-l vinem pe... Nice meet ăsta. Și avem 127, este că nu știu dacă am 128. Sobrino. N-am cum să găsesc. Așa că... Știu, am nevoie de toți aici, nu?
Stockton, James White, Murray, Lindsay și James, da, am nevoie de toți. Nu o să vin nimic. Așa că, boșilor, 3 transferuri pe astăzi. Briand, Dabo și Paulinho. Așa că, am fost Cristi. Noi suntem data viitoare. Toate cele bune. Să știți că am azi dimineața să-l postez. Este ora 8.44. Mâine la dimineața pe la 9. O să-l postez aici. Am fost Cristi. Data viitoare. Pa, pa, toate cele bune. O dimineață plăcută. Ciao, les caput.